gata, nu mai sunt singură, nu mai sunt singură, alături de mine este Alexandra Irod, psihoterapeut cu specializări în terapia gestalt și psihotraumatologie. Bună, Alex! Bună, bună! Și Paul Olteanu, care activează ca master trainer și executive coach, specializat în comunicare, neuroștiință și transformare, și se mai ocupă și de un proiect tare frumos care se numește mindarchitect.ro, un podcast despre neuroștiință și psihologie aplicate în viața de zi cu zi. Bună, Paul! Bravo, lui, excelent! Deci e deja flow curge introducerea asta, îți mulțumesc mult! Da, deja o am, știu bine cu cine stau de vorbă. Spune-mi, în primul rând, așa scurt, cum ai sărbătorit de ziua ta vinerea trecută? Cum povesteam noi că e important aici și îți mulțumesc tare și pentru urări, cu oameni dragi alături, cu familia, cu câțiva prieteni, mi-a făcut și Alex o surpriză. Deci foarte frumos, a chemat niște oameni dragi la noi pe balcon, am fost așa... Ce tare. Da, am fost distanțat social, am fost în sărbătorii responsabil. Bravo. Da, frumos, m-am bucurat tare mult că am avut oamenii ăștia dragi alături și în weekend am mers cu părinții mei și ai Alexandrei la ai mei. Mamă, deci e un tablou perfect, complet. Mă bucur mult că ai avut parte de o zi așa frumoasă. Și acum să trecem la lucruri serioase. Eu abia așteptam tema asta. Simt că am suferit mult când vine vorba de bacalaureat, examene. Nu am fost clar pregătit așa cum ar fi trebuit. N-am avut toate datele. Am acționat și eu cum am putut mai bine. Dar m-am descurcat cumva. Da, vorbim despre perioada asta ciudată în care totuși se dau examene. Ne gândim mult la părinți. Ce-or simți ei, aoleu? Mai mult stres decât copii. Da, cu siguranță, cu siguranță. Că există și o inconștiență așa bună la vârsta aia, totuși, cred că asta m-a ajutat. Da, e un stres diferit la vârsta aia. Da. Și avem deja niște mesaje pe care ar trebui să le... Uite, aș vrea să pornim cu o mamă. Să vedem ce în sufletul ei mai vine. Ioana Maria Stâncescu se numește, este scriitoare, jurnalistă și mama unei adolescente în clasa 8-a. Are 15 ani, așa și zice, și sunt unul din aspectele legate de actuala perioadă de pandemie care mă preocupă este în ce măsură fiicei mele îi este frică. Dacă încerc să abordez acest subiect cu ea, ajunge să mă liniștească ea pe mine de parcă ar vrea să mă protejeze. Așa că automat răspunsul la întrebarea ție îți e teamă este întotdeauna nici vorbă. Cât e bravadă și cât e adevărat, se întreabă mama. Și dacă există frică, de ce se tem cel mai tare adolescenții în perioada asta? Vorbind de o vârstă la care tinerii se cred nemuritori și invincibili, iar contextul pandemic vorbește exact de riscul de boală și moarte, spune. Oho! Alex? O întrebare complexă, așa. Uh-huh. Mi-a atras foarte tare atenția o frază, Ralu, pe care ai zis-o tu, și anume care îi aparține mamei, în care ea spune că fiica ajunge să o liniștească pe ea, ca și uh-huh. cum ar vrea să o protejeze. Și aici, cumva, aș fi curioasă să aflu mai multe, știi? În sensul în care aș vrea să aflu dacă sunt mai multe contexte în care mama simte că fiica ei vrea să o protejeze și să nu-i spună anumite lucruri dificile. Uneori copiii fac asta când simt că poate fi mai greu de dus pentru părinte, se abțin din a le spune lucruri care știu că i-ar supăra sau i-ar împovăra. Răspunsul la întrebarea asta, cât e bravade și cât e adevărat, sigur că nu pot să ofer un răspuns sigur în sensul ăsta, pentru că aș avea nevoie să vorbesc cu adolescenta de 15 ani înainte, dar cred că adolescenții în perioada asta pot trăi lucruri foarte variate, iar frica sau intensitatea fricii poate depinde de mulți factori, de, nu știu, spre exemplu, cât de stabili emoțional erau ei înainte de pandemie, cât de mult reușesc în perioada asta sau au reușit în perioada asta să-și pună atenția și focusul pe lucruri care sunt în controlul lor, cât de ușor sau de dificil este, spre exemplu, acum să construiască niște obiceiuri sănătoase care să-i ajute să-și păstreze totuși încrederea și optimismul vis-a-vis de perioada asta de examene, care se va desfășura într-adevăr în niște condiții foarte diferite de generațiile anterioare. Așadar,
depinde la fel cât de încurajători au fost profesorii în perioada asta, cât de înțelegători și empatici au fost cu nevoile copiilor. Am auzit și eu diverse cazuri așa de profesori care au fost mult mai flexibili, spre exemplu, și nu știu, dacă vreau să le dea anumite proiecte sau teme, o făceau pe perioadă mai îndelungată și practic nu era controlul ăsta în fiecare zi, hai să vedem ce ați lucrat, și le ofereau timp mai mult să se gândească la proiecte, să aibă timp să își adune și ei ideile. Și cred că toate lucrurile astea pot să conteze, la fel cât de mult mă simt pregătit pentru examenul ăsta. Dacă, nu știu, am așteptat până în ultimul moment să mă pregătesc pentru el sau dacă e ceva ce am reușit să fac și să parcurg în etape anterioare. Și asta, la fel, poate să mă ajute să am mai multă încredere și să fie o frică mai degrabă gestionabilă pe care o simt. Ca părinte, doamna Stâncescu spune că e speriată de, cum zice ea, brambureala care riscă să se producă în sistem și în organizare. Deci e ceva ce nu este în controlul doamnei și cred, o înțeleg perfect. Da. Ce ar trebui să facă ca să-și protejeze copilul de toate aceste eventuale posibile probleme, zice, dar... Păi, ce merită făcut aici în contextul curent? Alex a adus asta în discuție mai devreme, dar eu vreau să o întăresc și să scot în evidență că e cel mai valoros lucru pe care un părinte îl poate face pentru psihicul copilului în perioada asta. Și anume, să-l ajute pe pui, mai mare, mai mic, că e a 8-a sau a 12-a, să-și focalizeze atenția pe lucruri care sunt în controlul lui sau al ei. O mare parte, dragilor, din suferința noastră psihologică vine din faptul că ne concentrăm atenția pe lucruri pe care nu le putem controla. Corect. De exemplu, eu ca mămică pot să-mi fac griji legat de situația, nu știu, sanitară din școală sau legat de cât am învățat sau lucruri de felul ăsta, dar singurele lucruri unde eu pot să-mi sting în vreun fel frica sau anxietatea e momentul în care îmi focalizez atenția pe ceva ce ține de mine. Dacă sunt mămică. Dacă sunt adolescent, e exact același lucru. Să-mi fac griji legate de, nu știu, subiectele și cât de corect au fost ele alese sau cum notează profesorii sau cum, unde o să stau sau, nu știu, lucruri care sunt în afara controlului meu, sunt un consum mare de tot de energie psihică și, de fapt, aici e cea mai mare problemă. Că, în esență, mintea noastră nu se sperie de realitate în sine, se sperie de ce își imaginează în relație cu realitatea aia. Adică, da. Multe din mesajele pe care le-am primit noi sunt din registrul ăsta. Ce fac dacă o să fiu dezamăgit, dacă am așteptări prea înalte? Deci, vedeți, dragilor, e un dialog interior foarte puternic, legat de niște lucruri pe care n-avem mereu control. Mai am și o idee, așa, aș vrea să o împărtășesc și eu o perspectivă pentru întrebarea de mai devreme. Te rog. Cu mămica care o întreba pe fetiță, ție teamă? Eu aș oferi o recomandare foarte practică din zona asta de comunicare în care lucrez, și anume să nu întrebe dacă e teamă, ci să întrebe ce simte. Pentru că întrebarea, tu ce simți, mama, în relație cu examenul ăsta, sau ce se întâmplă cu tine în perioada asta, tu cum te simți, e o întrebare unde copilul poate să răspundă cu orice simte să împărtășească. La întrebarea, ție teamă, mai ales dacă am crescut într-o familie în care mi-era ușor să înțeleg că teama nu prea e un lucru bun, că noi nu ne uităm la emoția asta drept o emoție care ne e prietenă, s-ar putea automat să răspund nu, că nu vreau să-mi dezamăgesc părintele sau că nu vreau să, nu știu, sau îi dau să senzația mai preseze pe mai departe, să pun mâna pe carte. Da. Și atunci, o întrebare gen, cum te simți, mama? Cum, care mai e viața ta zilele astea? Deschisă. Unde copilul poate să răspundă cu ce vrea, e mult, mult mai utilă și poate să și genereze o comunicare, să deschidă așa un canal de comunicare mult mai fluid între părinte și copil, decât ai învățat azi, ți-ai făcut temele, ai repetat la comentariu cum te simți, cât ți-e frică, cu toată iubirea cu care întrebările astea vin. Sunt mai multe întrebări acolo, de control, da. Aia, o să fie binar. Da, am învățat, nu n-am învățat. Dacă, în schimb, întreb mama, ce-a mers bine azi? Sau unde simți că scârție? Sau ce mai simți? Cum te simți în relație cu asta? Deschide o conversație mult mai purtabilă. Doamna spune că are un copil care interiorizează emoțiile destul de mult și ar vrea să știe ce ar avea nevoie să audă fiica de la mamă ca să se simtă în siguranță, apreciată și iubită, indiferent de ceea ce face sau nu la școală.
cum face să o ajute să nu mai pună atât de mare presiune pe ea. Adică, din ce înțeleg, spune că fiica singură își pune presiune, nu mama. Pare că ea e destul de relaxată. Ce frumos! Ce frumos, Ralu, ai observat! Da, eu cumva lucrând cu părinți și povestindu-mi tot felul de comportamente ale copiilor, am ajuns în timp să-mi dau seama că multe din manifestările copiilor, să zic așa, că sunt adolescenți, că sunt copii, modelează destul de mult ceea ce văd în părinte. Chit că o văd într-un mod direct sau mai puțin direct. Și în momentul ăla, cred că cel mai important e când observăm anumite comportamente la copilul nostru, e să ne uităm apoi la noi și să încercăm să ne dăm seama cum anume ar fi putut să contribuie mediul familial la a avea un copil, spre exemplu, care nu își exprimă emoțiile sau care pune presiune pe el să ia note mari sau să îndeplinească niște așteptări. Poate sunt unele lucruri pe care părinții le comunică direct, spre exemplu, nu fi trist, nu are sens să-ți pierzi timpul cu asta sau cum să-ți fie frică, de ce să fii slab, fii tare, doar așa reușești în viață. Am auzit deseori... Sau eu la vârsta ta... Eu la vârsta ta, exact. Da, deci pot să fie astfel de mesaje directe care să îi dea copilului foarte clar de înțeles ce se așteaptă de la el sau indirect prin comportamentele părintelui. Pentru că dacă nu-mi văd niciodată sau foarte rar îmi văd părintele, nu știu, sau părinții exprimând emoții în relație cu mine sau ei între ei, chit că sunt emoții pozitive sau negative sau le văd manifestându-se, spre exemplu, doar în situații conflictuale, deci practic când deja ating niște cote înalte. La fel și eu mă voi teme la rândul meu să le exprim și să spun oamenilor ce simt. Așadar, doar o concluzie că un prim pas pe care l-aș recomanda în sensul ăsta ar fi ca mama să exprime cât mai sincer și mai autentic emoțiile față de fiică și în felul ăsta și ea ușor, ușor probabil că se va simți mai confortabilă și mai confortabil și mai în siguranță să facă același lucru față de părintele ei. O întrebare tot de la doamnă, o întrebare care îmi dă așa niște emoții. Zice, ce ar trebui să facă pentru a-și gestiona corect față de fiică o potențială dezamăgire? Îmi place asta mult. Da, și mie. Eu vreau să vorbesc despre asta cu dezamăgirile, că sunt o temă preferată de ale mele. Te rugăm, pa. Majoritatea dezamăgirilor noastre, dacă nu toate, au legătură cu ce așteptări avem legat de rezultatul respectiv. Adică, dacă, de exemplu, pentru mama mea n-ar fi fost mulțumitor decât să termin liceul cu 10 pe linie, suferința sau frica ei legată de a fi dezamăgită avea mult mai mult de a face cu obiectivul pe care și l-a setat ea să iau 10, decât cu realitatea în sine. Deci, dacă vrem să le fie mai ușor și copiilor și nouă să gestionăm situația asta, e important să ne gestionăm așteptările ca lumea. Adică, uitându-mă la media pe care a avut-o copilul meu în general și la cât a învățat în anii de gimnaziu sau liceu, care e probabilitatea să intre sigur la, nu știu, Sava sau la orice liceu bun? Dacă văd, de exemplu, că băi, nu prea, cu media asta nu prea sunt șanse mari, atunci o idee bună e ca eu, părinte, să mă obișnuiesc psihologic cu ideea că s-ar putea să nu fie primul pas liceul ăla super la care speram și să văd ce opțiune am pe mai departe. Deci să gândesc și niște planuri de rezervă, să nu-mi pariez toate cărțile pe o mână, cum s-ar zice. Și același lucru e foarte valoros de făcut și din partea tinerilor care se pregătesc acum să dea examene. Uite, vă dau un exemplu din ceva ce eu am trăit și cred că n-o să uit niciodată perspectiva asta a tatălui meu în relație cu școala. Mama era mai preocupată așa de școală când eram eu în gimnaziu și liceu, era mai implicată în planul ăsta al vieții mele și atunci și presiunea o simțea mult mai puternică din partea ei. Tata, în schimb, era mult plecat cu diferite activități, a pornit o firmă, mă rog, și era destul de mult plecat. Dar
Tata crescuse la rândul lui cu o bunică, cu bunica mea, cu mama lui, scuze, cu bunica mea, care a pus foarte multă presiune pe el. Bunica e învățătoare, a fost învățătoare, mă rog, cât lucra, și tata a crescut, na, fiul de profesor, multă presiune pe el. Și taică-miu mi-a zis, cred când eram în gimnaziu sau liceu, nu mai țin minte, când aveam dificultăți la fizică, la chimie, nu știu, materii care n-au fost niciodată aproape de mine, dar cuvintele astea nu le-am uitat niciodată, mi-a zis așa: Paul, pe mine mă interesează să nu ne faci de râs, dar e treaba ta ce note iei. Eu tot ce aștept de la tine e să nu ne faci de râs și să înveți lucruri relevante sau folositoare pentru tine. Mie permisul ăsta de voie, faptul că am simțit că tata mă iubește chiar și dacă nu iau 10 pe linie la tot, lucru pe care l-am auzit o singură dată și mi-a rămas în minte zeci de ani mai târziu, a fost cel mai eliberator sentiment, pentru că am simțit că și dacă nu reușesc să iau 10 la tot, în continuare relația mea cu tata funcționează și nu e condiționată de performanța mea școlară. Acum, na, întâmplarea face, nu știu, eu am terminat, când am dat eu bacul, am terminat, nu știu, cu 9.22 sau așa ceva, deci nu i-am făcut niciun fel de râs. Și eram premiant în fiecare an, luam, nu știu, premiul 1, premiul 2, premiul 3, ceva de felul ăsta. Dar ce vreau să spun e că eu am putut să mă mobilizez mult mai bine, da, să învăț, da, da, când n-am simțit că stau cu securea deasupra capului. Da, fără presiune. Asta e ceva foarte, foarte util. Dacă părinții ar putea, adică e fix opusul chestia asta, la a-i spune: mamă, vezi că e un examen, e examenul vieții tale, dacă ai greșit la ăsta, te-ai nenorocit. Ce o să faci, mamă, cu viața ta? O să mor de fapt. Ăsta e cel mai rău lucru pe care poți să-l faci. Da, eu mă simțeam scuze-mă. Exact, te rog, te rog, rău. Mă simțeam prestată nu de părinți, că și ai mei au fost relaxați, că eram undeva pe la 8, așa mă încadream eu. Și era ok. Nu se întâmpla nimic. Dar eu prestată m-am simțit de către profesori. De exemplu, fiind primul an de capacitate, toți erau, nu știm ce o să se întâmple, și ei erau mai speriați, profesorii, decât noi elevii. Dar am ales să iau un mesaj de la un profesor care a zis: mă, stați liniștiți, că n-are cum să fie așa de rău. Fiind prima generație, vor fi mai blânzi, vor fi mai ușoare, cumva, subiectele. Deci nu vă stresați, că o trebuie să treacă cu bine, fiind prima dată, și eu cu asta am rămas. Și așa s-a întâmplat. Deși am dat și geografie și istorie și am da, uite, vezi, în povestea ta ce e foarte interesant e că pe tine te-a ajutat o vorbă, o idee, mm-hmm, pe da, care ți-a zis-o un om pe care respectai sau în care aveai încredere, mm-hmm, care ți-a schimbat toată viața interioară, toată, da, starea. Așa este. Și probabilitatea e că ai performat, ai făcut, ai învățat sau, mă rog, ai dat examenul mult mai bine în starea, mm-hmm, asta, decât dacă simțeai că fiecare bifă pe care o pui pe foaie atârnă viitorul tău, da, pixul sau stiloul ăla. Da, da. Bine, la bacalaureat încă am simțit asta, sincer. În fiecare zi mă trezeam: aoleu, trebuie să învăț pentru bac. Aoleu, trebuie să... Dar... E și primul examen, așa, din, da, viața, da, noastră mai important, care, mm-hmm, cumva cântărește destul de greu și e firesc să apară sentimentul ăsta, știi, că e și ceva nou, nu știi cum o să fie, mm-hmm, nu știi cum o să te descurci, cât de grele vor fi subiectele, adică mi-aduc aminte că și eu trăiam multe emoții la început, dar pe măsură ce, nu știu, intram efectiv în scrisul de la examene, uitam și de emoții și de alte. Da, alte, da, s-a dus instantaneu. În ziua examenului de bacalaureat, mi aveam așa chiar o curiozitate, hai să vedem ce ne pică. Eram, nu știu, comunicam cu ceilalți copii de la celelalte clase, cu care n-am fost așa prieteni în cei 4 ani, dar ne-am unit așa și parcă ne părea rău. Adică trăiam altfel am trăit ziua aia, zilele alea. Uite, cred că mă regăsesc în mesajul ăsta al Anei, în care zice: ce fac dacă nu pot adormi de emoție în seara dinaintea examenului? Păi, la întrebarea asta răspund eu rapid din perspectiva, da, asta neuroștiințifică cu creierul. Motivul pentru care noi nu prea reușim să ne odihnim sau să intrăm într-o stare de relaxare e că atunci când e mult stres în jurul nostru, presiune ori de la părinți, ori de la profesori, ori de la serviciu, din diferite contexte, în sistemul nostru circulator se eliberează un hormon care se cheamă cortizon. Și cortizonul ăsta îți dă o stare de agitație, de vigilență. E ca atunci când ai senzația că ai uitat aragazul pornit acasă, sau că parcă, da, ai uitat ceva, sau că, aoleu, Doamne, mâine mă duc la birou, cum o să mă descurc. Cortizonul ăsta îți modifică foarte tare chimia din corp,
crește pulsul, cresc tensiunea și rata respirației. Și atunci, o idee foarte, foarte bună și simplă de aplicat așa când vrem să ne pregătim de somn sau să ne odihnim, zic vreo 2-3. Numărul 1. Ar fi să practicăm o tehnică de respirație în care să lungim mai mult expirația decât inspirația. Deci, practic, trag aer 4 secunde, țin, de exemplu, 4 secunde și expir 8. Și când expirăm, la noi se activează o ramură din sistemul nervos care ne liniștește. Dacă fac oamenii care ne ascultă experimentul, să vadă că dacă expiră așa cam de 2 ori mai lung decât cât inspiră, le scade pulsul. Mm-hmm. Și ăsta e semn bun pentru că se activează ramura asta care ne invită la relaxare. Ramura parasimpatică se cheamă ea din sistemul nostru nervos autonom. Același lucru poate să-l facă și dacă are, cum zice ea, un atac de panică în timpul evaluării, nu? Exact. Exact. Mm-hmm. Merge tare și asta. Eu mai vreau să zic doar una, mai ales în contextul apropierii examenului. Ceva ce poate să ajute tare, tare rău de tot la a reduce nivelul de stres și al adolescenților și, și al părinților este activitatea fizică cardio, dragilor, sport. Pentru că în momentul în care punem corpul în mișcare și bate inima mai tare, creierul nostru primitiv, niște structuri mai primitive din creierul nostru, au senzația că au scăpat de amenințare, că noi în sute de milioane de ani de evoluție, când ne alerga un prădător, fugeam de el și la final, după efortul ăla fizic intens, se eliberau hormonii ăștia de stres, erau eliminați din organism. Și atunci noi putem să ne păcălim creierul, să-i dăm senzația că am scăpat de amenințare, simulând un gen din ăsta de activitate fizică intensă care să-i dea senzația că a evadat. Deci respirația și cu sportul ar fi două lucruri foarte, foarte la îndemână și mai zic un lucru simplu, să fie mai frig în cameră decât ești confortabil. Pentru că noi când dormim nouă ne scade temperatura. Și atunci dacă duci temperatura mai jos, organismul trage către temperatura respectivă și când e mai frig adormim mai repede. Nu știu, dacă ați dormit vreodată într-o cabană la munte unde era un pic friguț, imediat apare somnul versus dacă e vară și te topești de căldură. Are legătură cu particularitatea asta a temperaturii noastre când dormim. Bun. Îmi place tare mult de fata asta. Zice că în momentul de față, felul în care se desfășoară orele îi lasă destul timp liber pentru pasiuni, literatură și pictură, dar nu reușește să aibă inspirație. Ea se întreabă dacă este în legătură cu stresul asociat acestei perioade sau nu și dacă da, ce ar putea face? Ana, e în legătură cu stresul. Creativitatea are legătură cu a funcționa partea din spatele frunții, a creierului care se cheamă cortex prefrontal. Capacitatea noastră să combinăm idei, să ne vină idei noi, să avem inspirație, presupune să meargă partea asta din creier. Și când intrăm în stres, când simțim mult stres sau presiune, asta e prima parte din creier care începe să slăbească, pentru că atunci când te alerga o panteră prin pădure, nu era util să fii creativ, era util să fugi repede. Și atunci partea asta din creier, când noi simțim amenințări, începe să nu mai fie așa performantă sau așa activă. Și atunci când trece stresul, reapare inspirația. De-aia mulți oameni au inspirație când se relaxează. La duș sau când, nu știu, stau în șezlong sau în diferite contexte, pac, apare o idee din regiunea respectivă. Deci o să treacă. Odată ce trece stresul. Perioada, vine exact. Și inspirația. Exact. O altă mamă ar vrea să știe cu cât timp înainte, bună întrebare, cu cât timp înainte de examen ar trebui să se oprească din învățat și să-și petreacă timpul relaxându-se. Alex? Sau eu? Păi, aici cred că depinde de la persoană la persoană. Cât de ușor învață cineva sub stres, spre exemplu. Am clienți cu care lucrez, care, spre exemplu, sunt acum în ultimul an de facultate și unii dintre ei îmi spun că ei învață cel mai bine când sunt în ultima sută de metri, așa, da. Se apropie deadline-ul. Exact. Și acolo simt ei că sunt cei mai productivi și că reușesc să se concentreze cel mai bine. Alții, din potrivă, cu cât se apropie mai tare deadline-ul, cu atât se simt mai blocați sau întâmpină dificultăți mai mari de concentrare. Și, practic, aici ce aș putea să recomand e, de la persoană la persoană, fiecare să observe cum funcționează, ce funcționează pentru el și să încerce să aplice asta și în acest context. Eu vreau doar o perspectivă tot neuroștiințifică să dau la asta.
relația noastră cu, cum să zic eu, capacitatea de învățare e așa. Memoria noastră e foarte dependentă de starea în care am învățat ceva. Deci, chestia asta sper eu să ajute tare adolescenții care ne ascultă sau pe părinți. Dacă eu învăț la română sau la istorie, de la ora 9 la ora 12 noaptea, nu știu, după ce tocmai am mâncat și cu întuneric în cameră doar la lumina veiozei, creierul meu o să-și aducă aminte cel mai bine lucrurile alea într-un context similar. Adică, după ce am mâncat cu lumină mai degrabă moale, joasă, pentru că memoria e puternic dependentă de context. De asta, de exemplu, dacă vizităm o casă în care am copilărit, ne vin o grămadă de amintiri de acolo. Sau dacă ne plimbăm într-un parc și simțim mirosul unei flori pe care am mirosit-o prima dată, nu știu, când eram cu o persoană pe care o iubeam, ne aducem aminte de persoana aia. Și atunci, dacă vrem să memorăm mai bine sau să ne fie mai ușor să ne aducem aminte în perioada examenului ce am învățat în avans, e bine să te antrenezi, să înveți în contexte similare cu cum o să dai examen. Dacă dai examen, nu știu, stând pe scaun la o bancă de asta, eu mi-aduc aminte când eram eu în liceu, erau niște bănci amărâte mici, eu am 1,90 m, mie mi-era foarte greu în băncile alea. Eu, în schimb, acasă învățam stând în pat. Nu e o idee foarte bună din punctul ăsta de vedere, pentru că organismul meu o să caute starea aia de relaxare, în aia o să-mi aduc aminte cel mai ușor lucruri. Deci să încercăm să replicăm contextul. Mai degrabă, dacă dai examen dimineața, încearcă să înveți dimineața. Și mai dau o idee tot din legat de cum funcționează memoria noastră. Creierul nostru, cât dormim, retrăiește ce am parcurs, ce am trăit peste zi de 20 de ori mai repede și trimite amintirile importante din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung. Care e utilitatea practică a ideii este? Numărul 1, că e important să dormim. Deci, îngrășatul porcului în ajun cu citit până la 2-3 dimineața, chiar dacă unor oameni le-a ieșit în facultate cu el, este una din cele mai ineficiente metode să înveți, pentru că nu dai ocazia creierului să transfere informația din termen scurt în termen lung. 1. 2. Ar fi util, înainte să adorm, eu adolescent, eu chiar făceam asta, de exemplu, la istorie, eu adormeam citind. Și, dragilor, dimineață țineam minte mult mai bine ani. Mi-era mult mai ușor să-mi amintesc ani sau date sau lucruri, pentru că creierul meu, dându-i ultimul lucru pe care i l-am dat de făcut în seara, era să memoreze lucrurile alea, a zis, ok, ăsta e un lucru important, hai să trimitem asta în memorie pe termen lung. Dacă, de exemplu, învăț și după aia stau 2 ore pe PlayStation sau mă uit 2 ore la televizor, deci ceva care îmi stimulează tare creierul, creier și ok, important în seara asta de reținut este parcursul de la jocul video. Fără să fie o invitație la a nu le oferi momente de relaxare, dar înaintea somnului, dacă vrei să reții ceva, e un moment foarte bun să parcurgi atunci vizual, să te uiți peste schemă, peste sinteză, peste lucruri de felul ăsta. Paul, vreau să te întreb pe tine, aveam colegi care toceau, ăsta era cuvântul, memorau ceva, după test uitau imediat. Ce exact, se întâmpla acolo? Ce se întâmplă acolo e că informațiile alea merg în memoria asta pe termen scurt. Da. Și ele dispar instantaneu, parte pentru că nu ne-am odihnit destul, și parte, în momentul în care le-am învățat, mă refer, și parte pentru că lucrurile alea pentru noi n-au niciun fel de relevanță emoțională. Da. Adică pentru mine nu era niciun fel relevant în ce interval a domnului Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu sau habar n-am. Și atunci, cea mai utilă abordare aici, tot în învățare, e să legi ce înveți de ceva de care îți pasă sau trăiești. Eu, de exemplu, mi-aduc aminte că în perioada bacului, mamă, am reținut comentarii din astea, gen Enigma Otilii sau altele, foarte bine, pentru că și eu eram îndrăgostit de o fată care nu prea mă plăcea, ca Felix, așa, din Enigma Otilii, și iată că încă știu numele personajelor și povestea. Deci dacă putem lega ce învățăm de ceva de care ne pasă deja, să facem niște conexiuni mentale, memoria iară funcționează mult mai bine. La mine am văzut la istorie, că tot zici de istorie și mi-am amintit acum de profesoara mea din liceu, memoram când ea ne preda, așa cum e ideal, nu? E ceva ideal, doar că mulți nu. Luau acasă cartea și atunci o duceau. Eu cumva eram foarte atentă la oră și puteam să rețin ce preda ea. Țineam minte exact unde stătea în momentul în care a zis
ceva de Hitler sau de ce a zis, ce a scris pe, pe tablă. Îmi rămânea vizual foarte bine în minte. Am avut și eu experiențe de genul ăsta cu profesorii pe care îmi făcea mare plăcere să-i ascult, aha, pe care și, îi și respectam, dar care aveau și un mod de a povesti, care, cum să spun, odată că făcea sens, avea o coerență, dar era și așa ca o poveste, cumva, mai ales la istorie, mi-aduc aminte că am avut noroc de o astfel de profesoară care efectiv ne trecea prin toate întâmplările din istorie, mai mult decât doar să le înșire așa una după cealaltă și să se aștepte să le memorăm. Apropo de miza asta emoțională, că pentru mine a fost relația cu profesorul respectiv, spre exemplu, care mă motiva cumva să vreau să citesc mai mult. Da, vreau neapărat să... M-am adus aminte, doar o idee vreau să împărtășesc aici, că mi-a adus aminte Alex de asta cu istoria. M-am avut o profesoară la istorie care m-aș bucura din tot sufletul să ne asculte, dacă ne ascultă o pup, Roxana o cheamă, și mi-aduc aminte, uite, cum m-a ajutat să rețin când a domnit Ștefan cel Mare, că am adus asta în discuție așa. Și mi-am adus aminte acum când a zis și Alex istorie. A zis, băi, ține minte așa, că a domnit 7 minute. El a domnit de la 14:57 la 15:04. Așa am reținut anii ăștia de domnie, pe care fiind și impari, mă rog, cel puțin 57 ăla și diferite toate cifrele, mi-era foarte greu să le conectez. Și uite, asta mi-a rămas în minte. Nu mai țin minte când au dormit ei la alții, dar faptul că Roxana a avut capacitatea asta să o frazeze așa, m-a ajutat să rețin mult mai ușor. Metafore, analogii, astea toate ne ajută foarte, foarte tare creierul în învățare. Nu pot să nu menționez și o profesoară mea preferată din toți anii de școală. Herman Lucia se numește, profesoară de matematică. Cea mai bună din lume. Da, exact. Dar a reușit să mă facă să-i ador matematica, nu să o iubesc. Foarte, foarte. Asta cred că contează mult, apropo de ce spui, că eu am avut o doamnă profesoară în 1-4, am avut o învățătoare minunată, doamna Văduva, care noi eram și prima ei generație, cred că avea 28 de ani când ne-a luat și ne iubim mult și a fost foarte apropiată de noi și mie în 1-4 mi-a plăcut maxim școala. Pentru că aveam parte de un om din ăsta dăruit, făcea excursii cu noi, ne povestea lucruri, nu se supăra, avea multă răbdare, mă rog, ca orice profesor poate la început de drum, cu har, cu dăru, cu pasiune. Dar când am ajuns într-a cincea, că pe mine părinții mei m-au mutat într-a cincea de la o școală de cartier unde învățasem în Ploiești în 1-4 la școala 8, m-au mutat la Colegiul Național Mihai Viteazu, care era primul sau al doilea cel mai bun din oraș. Și eu am simțit o mare ruptură emoțională atunci într-a cincea, faptul că am fost scos abrupt, așa, nici n-am știut, adică mi-au zis că mă lasă la școala 8 și am aflat că am cu vreo 2 săptămâni înainte că mă duc la Mihai Viteazu. Am simțit foarte multă ruptură emoțională așa în relație cu școala și a început să scadă în ochii mei școala, educația formală. Și acum dau două exemple. Eu am avut o profesoară la matematică, materie care mie îmi plăcea în 1-4 mult și primea multă apreciere, îmi venea să învăț că mă apreciau. Într-a cincea, prima mea notă a fost 4. Mi s-a luat de matematică în 5-8 pentru tot restul vieții, pentru că era o persoană cu care eu nu rezonam deloc emoțional, mi-era foarte greu, nu ne explica unde greșeam, era și destul de dură directivă, iar eu nu reacționez bine la asta, stresul ăla mă împiedica să mă apropii de materie. În contrast cu istoria, de exemplu, mie matematica mi se pare mai folositoare decât istoria ca materie, dar am învățat cu mult mai mult drag și ușurință la istorie pentru că îmi plăcea profesorul. Pentru că Roxana, de care vorbesc, era un om foarte apropiat de noi. Ne dădea voie să-i spunem și pe numele mic. În clasa 12-a deveniserăm prieteni aproape. Și cu totul altfel am învățat când n-am simțit amenințare. Și acum mi-aduc aminte cu drag de ea versus de matematică ca domeniu cu totul nu prea. Da. Paul, Alex, cred că tu aici poți să ne ajuți. Maria se întreabă cum acceptă faptul că s-ar putea ca doar din cauza faptului că nu a știut că are nevoie de media din clasa 9 la română să nu intre la facultatea la care își dorește. Da, cred că au fost niște schimbări în perioada asta pentru copiluți, în sensul în care regulile astea s-au tot mișcat pe parcursul perioadei, pentru că, într-un fel, e de înțeles că și autoritățile au avut de luat niște decizii destul de din scurt și îmi dau seama că poate să fie foarte stresant. În primul rând, cred că primul pas, dacă
se întâmplă lucrul ăsta și din pricina acestei schimbări nu reușește să intre la facultatea pe care și-o dorește, deși sper în tot sufletul să nu fie cazul, dar dacă totuși se întâmplă scenariul ăsta, în primul rând, asta constituie practic o pierdere pe care mai devreme sau mai târziu ar fi cumva sănătos sau benefic să reușească să o trăiască, în sensul în care să lase să simtă orice emoții vin odată cu pierderea asta, fiind ceva ce înțeleg că își dorește și e posibil să nu iasă, cel puțin în etapa asta. Și când zic emoții, mă refer la tot ce asociem noi cu pierderea, tot ce se întâmplă în etapele de pierdere, gen furie, frică, tristețe, neputință și în final va ajunge și la acest sentiment de acceptare față de situația prezentă așa cum este ea și va avea mai multă energie să se uite înspre viitor și să vadă care sunt soluțiile pentru planul de rezervă, cel puțin momentan. Eu cumva, când m-am înscris la facultatea de psiho, care oricum a fost a doua facultate pentru mine, mi-aduc aminte că am avut un moment tot așa destul de dificil în care m-am depus dosarul la facultate și practic trebuia să plătesc prima taxă până la 1 octombrie. Și noi eram în vacanță la vremea respectivă, eu rămăsesem cumva setată că taxa se plătește până la 15 octombrie și când ne-am întors noi din concediu ne-am dat seama că era prea târziu. Și eu și Paul depusesem dosarul la momentul respectiv și am fost foarte dezamăgită și foarte furioasă pe mine că nu m-am interesat mai mult și am avut nevoie de timpul ăsta, practic, să reușesc să mă împac cu faptul că, ok, anul ăsta nu e să fie, o să încerc și anul viitor, pentru că știam totuși că decizia mea rămâne în picioare. Dar am avut cumva noroc că, vorbind cu tata, care e și un om așa foarte optimist și de multe ori concentrat pe soluții, mi-a dat o idee foarte bună la momentul respectiv. A zis, da, de ce nu întreb la secretaria dacă poți să-ți lași numărul de telefon și în caz că se retrage cineva în primul semestru, poate ai noroc în felul ăsta și reușești să intri, să nu mai aștepți un an. Lucru pe care l-am făcut, destul de demoralizată la vremea respectivă, că și cei de la secretarie mi-au spus că nu sunt multe șanse în sensul ăsta, dar întâmplarea face că în luna noiembrie s-a retras cineva și am reușit să, wow, să intru. Și asta zic că în momentul în care, dacă ea e hotărâtă și știe că asta își dorește, sunt sigură că o să găsească o cale să ajungă acolo, chiar dacă nu e una așa dreaptă și liniară cum și-o imaginează de la bun început, mai ales că sunt lucruri pe care, efectiv, cum zicea și Paul la început, nu le poți controla, adică nu poți să schimbi felul în care sistemul alege să-ți primească admiterea la facultate și atunci nu poți decât să găsești niște variante alternative. Și vreau și eu să zic o idee aici legat de cum ne uităm noi la momentul ăsta cu BAC-ul sau, așa, mă, particular BAC-ul, cu alegerea facultății, poate și la capacitate treaptă sau cum să mai redenumește odată la ceva timp examenul dintre a 8-a sau a 10-a, dar oricum. Deci evaluarea națională a elevilor de clasa 8-a. Perfect, minunat, așa, acum așa. Legilor, noi ne gândim de multe ori și părinții zic ideea asta, că băi, e important să nu pierzi un an sau cum să schimbi facultatea dacă ai ales una și nu ți-a plăcut, că îți pierzi 2 ani din viață. Eu mereu am simțit nevoia să pun întrebarea asta și n-am pus-o numai de când lucrez în training sau în coaching sau așa, am pus-o și când eram copil și zic, bă, da, cum e? Ok, înțeleg că e nasol să pierd un an sau doi că am ales ceva și nu mi-a plăcut sau poate chiar că mi-am luat un an neintrând la ce mi-am dorit, să mă mai gândesc un pic ce vreau să fac. Cum e să-ți pierzi restul vieții profesionale? Adică, ok, eu, de exemplu, nu știu, am făcut marketing pentru că mi s-a părut cea mai ușor de terminat facultate posibil. Eu deja începusem activitatea asta cu training în liceu, într-un program de educație non-formală și încă am găsisem pasiunea și elementul. Iar am avut noroc chiar de doi părinți foarte înțelepți care m-au lăsat în pace. Adică, chiar dacă nu era lor foarte clar cum o să mă descurc sau în ce constă trainingul ăsta și cum funcționează, m-au lăsat în pace, au avut încredere în mine să dau unde am vrut eu.
Dar mă gândesc dacă n-aș fi avut o decizie inspirată, că la mine s-au aliniat planetele cu decizia pe care am luat-o. N-am lucrat în marketing aproape deloc, dar m-a ajutat. Am avut timp liber, am cunoscut oameni, am intrat în organizații studențești și mi-am croit un drum. Pe de altă parte, dacă aș fi ales, nu știu, ceva ce nu-mi plăcea deloc și mă ducea într-o fundătură, se pare foarte important pentru un părinte să-și ajute copilul să înțeleagă că examenul ăsta nu-i finalul vieții. Și nu este examenul maturității. Subliniez ideea asta, dragilor, și mi-asum ce spun. Nu este examenul maturității. Examenul maturității este să te îmbolnăvești de o boală cronică, este să-ți pierzi veniturile și să o iei de la capăt, este să n-ai unde locui. Bacul e un examen important, sau capacitatea sunt examene importante care trebuie tratate cu seriozitate, dar nu se termină viața odată cu examenul ăsta și e foarte important să conștientizăm că există viață după bac. Oho! Wow! Da, așa este. Da, poate foarte frumos ai zis, Paul. Da, exact. M-aș bucura mult să trăim în spiritul ideii astea, că câteodată punem atât de mult focus pe niște momente. Eu cred că foarte mulți dintre noi, dacă ne gândim la facultate sau la BAC, când eu mi-aduc aminte, Doamne, ce emoții aveam la econometrie, fiind bâtă la matematică, Doamne, cum trec la asta? Băi, am trecut cumva, adică într-un fel sau altul m-am descurcat și nu mi-a marcat viața profesională. Asta vreau să scot în evidență, că examenul ăsta e doar un pas din ce înseamnă un traseu sau un parcurs profesional. E un pas important, dar nu e ultimul. Corect. Frumos ai zis, trebuie să luăm o pauză, trebuia mai de mult, dar n-am vrut să vă opresc nici cum. Revenim imediat. Gata, am revenit pentru ultimele minute în direct cu Alexandra și cu Paul. Și vreau să vorbim despre un subiect foarte corect și drăguț. O mamă care zice, mie mi se pare esențial să-și ia la revedere de la colegi și de la profesori, încheiind astfel o etapă importantă din viață. Să fac asta online sau să așteptăm până când se vor putea întâlni la o terasă, cu riscul de a nu fi toți sau chiar de a rata momentul? Eu atâta zic că aș lua-o în brațe pe această mână. Da, da, da. Ce frumos a gândit ea la alte lucruri care nu sunt din registrul notelor sau exact. Rezultate și performanță școlară. Pentru că, într-adevăr, ce spune ea e foarte adevărat. Chiar este o încheiere a unei etape importante din viața elevilor și, din păcate, ei n-o pot trăi anul ăsta, cel puțin, cum a fost cazul generațiilor anterioare, în care exista ceremonia de absolvire, balul absolvenților, practic unde sunt invitați toți elevii și profesorii. Pentru mine mi-aduc aminte că au fost momente foarte importante așa și emoționante, mai ales în liceu, care a fost și perioada mea preferată. În primul rând, aici la fel, pot spune că e binevenită conștientizarea asta a faptului că elevii trăiesc o pierdere din punctul ăsta de vedere, pierderea unui moment important cu care s-ar fi unul dintre cele mai importante momente, aș zice. Apropo de încheierea asta unei etape și pornirea într-una nouă, pentru că, practic, generația de anul ăsta n-a avut o perioadă de tranziție, astfel încât să aibă timp așa să se împace cu ideea de final de școală sau de liceu. Practic, au încheiat școala, s-au închis în case, în timp ce se anunța starea asta de urgență, au început, ba dăm examen, ba nu dăm, se anulează examenele, nu se anulează. Și ce poate să ajute e acceptarea pierderii, cum ziceam și mai devreme. Asta este întotdeauna un pas foarte important și acceptarea faptului că în momentul ăsta nu poate să fie recuperat exact așa cum s-ar fi putut întâmpla. Însă, cu siguranță există soluții dacă atât elevii cât și profesorii își doresc de o reuniune cândva în viitor, când condițiile astea vor fi mai bune și ei nu vor fi în pericol de a se întâlni. Personal, sigur, eu personal aș prefera oricând întâlnirea față în față, mai ales dacă sunt oameni de care m-am atașat și cu care am legat prietenii, inclusiv cu profesori. Mi-ar plăcea să pot să-i revăd o ultimă dată. Mă rog, ultima dată până la reuniunea, să zic, de 10 ani, că nu e chiar așa catastrofică încheierea asta, dar e o încununare așa frumoasă a unei perioade din viață. Și o altă parte frumoasă
și aici vorbesc și din experiența personală, este că unele prietenii formate în anii ăștia vor supraviețui timpului și practic vor avea ocazia să trăiască multe alte experiențe împreună. Eu am 3 prietene încă din vremea liceului cu care am și acum o relație foarte apropiată și alături de care am trăit de la terminarea liceului multe alte momente frumoase împreună. Deci cumva las așa cu o notă de încredere că deși lucrurile stau diferit, acum se pot găsi soluții de a se regrupa trupa. Și chestia asta cred că poate să fie utilă, gândul ăsta super frumos al părintelui de a avea atenție și pentru relațiile copilului, nu doar pentru sarcini, pentru performanța pe note, cred că poate fi dus și în viitor, nu doar la încheierea etapei liceului, și la alegerea unei facultăți sau unui mediu, că poate unii din cei care ne ascultă să gândesc și la a studia în afara orașului de unde vin sau în afara țării. Da. Și atunci, eu, de exemplu, ca părinte, sunt sigur că în momentul în care o să am decizia asta de luat alături de copilul meu, mă rog, ea lui, dar o să încerc să-l sprijin cum pot mai bine, o să mă uit tare și la mediul în care merge. O să-l invit să se uite dacă va avea oameni faini alături de el, dacă, nu știu, va avea oportunități diferite de strict zona academică. Pentru că eu vorbesc și din experiență personală, nu din vreo carte. La mine toată creșterea profesională de care am avut parte n-a fost pe filiera academică. A fost pentru că în liceul din Ploiești pe care l-am terminat eu am participat la niște cursuri extracurriculare unde am descoperit training-ul în clasa 11-a. După aia am venit în București unde niște asociații de tineret și studențești am reușit să-mi fac mâna în training, de natură că la 23 de ani sau când am terminat facultatea, eu aveam deja vreo 5-6 ani de practică în zona care mă tenta și mi-a fost mult mai ușor să mă diferențiez și să-mi fac loc în piața în care activez acum. Ca să nu mai vorbesc de faptul că cel mai valoros lucru pe care cred că mi l-a adus liceul pe care l-am terminat n-a fost niciun fel de cunoștințe academice, ci relația cu cei mai buni 3 prieteni ai mei, cu Teo, cu Edi și cu Cosmin, de cu care sunt prieteni și de care mă simt apropiat de 15 ani de zile. Și au fost, cum să zic, constanta vieții mele departe de casă. Ne-am mutat împreună în București, împreună am crescut, împreună am dezbătut, împreună, nu știu. Foarte frumos. Am vizitat orașul și am învățat. Iar chestiile astea nu sunt în curriculumul facultății, deci nu genul ăsta de cerc social sau a te gândi în sensul mai larg decât strict ce cursuri parcurgi, e o temă la care merită să reflecteze în primul rând adolescenții, dar și părinții să aibă deschidere la înțelege că viața e mai mult decât despre notele alea și că nu atârnă viitorul copiilor strict în e 9.59 sau e 8.48. Da, mă gândeam acum... Voiam să zic de Maria, care spunea mai devreme că e teamă să nu intre acolo, că nu intre acolo unde își dorește. Eu, de exemplu, n-a fost prima mea opțiune jurnalismul, dar iată că a ieșit bine până la urmă. Ce făceam eu la administrație publică acum, nu știu. Chiar nu știu. Da, și eu cred că uneori lucrurile astea care nu ies așa din prima îți mai dau o șansă să te gândești cu adevărat la ce vrei și înțeleg că sunt mulți părinți care poate simt frică în perioada asta de ce se va întâmpla cu viitorul copiilor, pentru că examenele astea cumva sunt așa văzute ca o poartă către viitor în funcție de ce se întâmplă în perimetrul ăla al porții, treci mai departe într-o direcție sau alta, dar cred foarte tare asta că atâta vreme cât alegem să facem lucruri importante pentru noi, care sunt aliniate cu ce ne dorim, cu valorile importante pentru noi, întotdeauna se găsește o opțiune, chit că e, nu știu, un curs în afara programului academic sau, cum a fost în cazul meu, spre exemplu, la fel, eu nu mi-am luat cunoștințele principale din facultate, ci din cursuri și școli de formare la care am participat sau din o grămadă de discuții cu oameni din domeniu de la care am ce învăța și... Învățarea asta e clar mai mult decât cadrul ăsta academic pe care înțeleg utilitatea și înțeleg că e necesar pentru a trece prin etapele astea, dar cred că multe din frici sunt extrem de intense pentru când te uiți așa retrospectiv și zici, băi, cât de teamă mi-era de examenul ăsta sau de perioada aia și îți dai seama că ce-a urmat după a fost mult mai
important sau a avut un impact mult mai mare în viața ta decât, cum zicea și Paul, un examen la matematică sau o notă mai mică la matematică decât la altceva. Așa este. Am decis împreună cu Alex și cu Paul să închei cu un mesaj trimis de un băiat, un băiat frumos, se numește Berto. Și așa că fiți atenți, am luat așa cât se poate, era un mesaj mult mai lung, dar ascultați-mă. Este vreo problemă dacă nu mi-e frică de nimic pentru că încerc să gândesc cât mai obiectiv? Când învăț pentru BAC într-un timp limitat, mă simt presat. Când nu știu la ce facultate voi merge, mă simt nesigur. Sau când mă gândesc la ce voi face când voi fi mare, multe întrebări apar. Toate aceste probleme mă afectează, dar la finalul zilei totul depinde de mine. De ce? Ce se poate întâmpla? Nimic. Orice acțiune a mea are o consecință și gândind obiectiv pot ajunge unde vreau, desigur, cu suficient timp la dispoziție. Dacă vreau să ajung miliardar, pot citi ce au făcut alți 1000 de miliardari și să mă apuc să muncesc câte 16 ore pe zi, să învăț lucruri noi și să îmi încep afacerea. Totul este posibil, dar nu totul este ușor. Îmi pare rău dacă acest paragraf se dovedește a fi nefolositor, zice el, dar chiar mi-aș dori să știu dacă este ceva greșit cu a nu avea frică de nimic. Acum de el. Nu e nimic greșit în a nu avea frică, mai ales când gândești în felul în care gândește el. Ce e frumos la mesajul ăsta lui Berto e că se vede în cum a scris. Mie mi-a plăcut mult paragraful ăsta, nu mai știu exact să văd dacă l-am și eu la îndemână, când zice el că orice e posibil, totul e posibil, dar nu e totul ușor. Mie se pare că în propoziția asta el sintetizează foarte multă înțelepciune. Ăsta pare a fi un tânăr pe care eu îl felicit și îl admir maxim pentru cum a gândit mesajul ăsta, care își focalizează, dragilor, atenția exact pe ce vorbeam la începutul discuției de azi, și anume pe ce e în controlul lui, și felicitări și părinților lui dacă ne ascultă în vreun fel, pentru că probabil au avut o contribuție la a crește un tânăr care crede în el și care are stimă de sine ridicată. Ori poate că cel mai valoros lucru pe care îl putem face pentru copiii noștri e să-i ajutăm să gândească așa. Pentru că, Doamne ferește, nici nu îmi imaginez că e posibil, dar dacă Berto ar avea o, nu știu, deziluzie legată de educație sau de facultatea pe care o alege, cu mindset-ul ăsta, cu genul ăsta de gândire, o să se ridice de jos și o să o ia de la capăt. Da. Ori ăsta e un dar mult mai valoros pe care îl putem face copiilor noștri decât orice altceva. Da. Foarte, foarte frumos mesajul. Tare frumos. Foarte frumos. Și înțeleg că are, e la final de clasa 12-a. Eu... Da. Deci pentru el urmează da. Un examen. Da. Nu gândeam așa. Nu gândeam așa înainte de bacalaureat deloc, dar deloc. Asta ești. Dar e frumos să vedem că există. Mă bucur tare de mesajul ăsta. Da, da. Mm-hmm. Dragilor, aici se încheie discuția noastră legată de acest subiect. Dacă vor mai veni întrebări, le vom onora cu siguranță. Vedem, weekendul viitor. Pentru mine e weekend. Vinerea viitoare. E weekend când începem. Da, exact. Da, da. Vinerea viitoare, despre ce vorbim? Păi vedem ce mai e relevant așa pentru oameni până atunci. Vedem dacă mai planează idei în zona vreo asta. Tema cu, deasupra cu noastră, da. Exact. Poate vorbim despre cum îți alegi cariera. Dacă am vorbit despre cum supraviețuiești BAC-ului, după care există viață după BAC, putem să facem o hashtag. Neapărat. Exact. Da. Hai să le urăm succes tuturor celor care au examene și urmează. Succes mult și părinților și sper că au învățat și știu ce au de făcut. În orice situație va veni. Ținem pumnii. Alex, Paul, mulțumesc încă o dată pentru prezență și ne reauzim vinerea viitoare. Mulțumim și noi, seara bună!